Salutare, dragi prieteni! Am dat drumul la puișorii de Australo prin curte. Au crescut destul de mari. I-a fost frică să-i las liber să nu mi-i atace pisicile. Dar s-au făcut mari. La undeva la... către 3 luni. Sunt mărișori. Nu mai sunt puișori mici. Acolo e un cocoș frumos. Deja au trecut la scăldat în nisip zona asta lor unde i-am pus inițial, s-a cam stricat gram de iarbă. Vă dea seama că tânjau după iarbă verde, oricum eu le-am tot dat. Acum au o grămadă de trifoi. Astea roșii ticăloasele-i cam bat acum, numai de vreun ceas le-am dat drumul. Dar sper să se învețe cu ei și seara să se retragă fiecare la cotețul lor. Haideți să vă arăt și pe la iepuraș. Ăsta mâine pleacă la București, la Cornel. Mi-aduce unul mai micuț alb. Mie nu-mi trebuie neapărat să fie colorat. Eu am nevoie doar de să fie hicol, să pot să scot pui cu hicolele. Ia uite așa au crescut puișorii ăștia din grifier. 5 gri și un fier și un galben al femelei din masculul ăla de col. Vă arăt un pic și puișorii ăștia ce frumos sunt și cum s-au dezvoltat. Au deja aproape săptămână. Ia uitați. Ce-i mă, mamă, că nu-i lapte aici. Au impresia că e mama lor și vor să caute țâța. Ia uitați, prieteni, ce purtoace au. Hicol, hicol, cu hicol frumos. Dragile, tata, în două culori. Ia uita ce burticeau. Îi duce bine femela. Femela care merge către 3 ani. A trecut bine de 2 ani. Are grijă de pui, nu știu, hicol cu hicol, din acela galben cu alb. De aici o să-mi țin, mai departe pentru doici. Aici o doică cu patru pui frumoși. Ție, mă, mamă. Hai. Tu ce ai, mă? Asta e nebunul. Masculul meu. Asta mi-a dat cei mai buni pui anul ăsta. Aici am separat cei trei de jos, sunt două femele și un mascul, să nu mă trezesc în fată. Sunt destul de mari deja. Asta o să plece la un coleg de servici. Masculul ăsta și o femeluță din celălaltă tură, din femeia aialaltă. I-am separat să nu cumva să împerecheze, că n-am nevoie. E deja destul de târziu. Femeluța lui Cornel și-o cumpărat-o de la Marian. La stănică, asta la altă de jos. Le-am făcut un evomec astăzi, prieteni, la câțiva pui care mi s-a părut mie că nu merg atât de bine. Și la femelele ce le-am mai adus, și astea de la Marian pentru Cornel, și am mai adus și eu de la stănică. Le-am mai făcut odată de parazitare. Cu ivermectină, este vorba despre Brema Mectini, zice. E aceeași chestie, sunt toate ca Evomecu. Toate sunt pe bază de ivermectină. Import Germania. Le-am făcut la vreo câțiva pui. E un pic dureros, într-adevăr. Le-am dat Dectomax o tură, acum le-am dat de ăsta la alt. Să vedem ce se întâmplă. Le-au ăștia mai lungi. Și care mi se pără mie că nu sunt destul de groși, da, e timp că au 5 luni numai. Ce-am mai adus? Am făcut și un pic de ordine, haideți să vă arăt un pic și supraviețuitoarea. Este deja de nerecunoscut. Nici nu mai știu care e asta. Asta e care l-a un pic mai închisă pe blană. Foarte mare, prieteni. No, lor nu le-am dat încă nimic, o să urmeze un
un panafen pe gură pentru prima dată. Le fac un panafen, după care îi mai las și le dau și lor un 0,2 de Dagmentin de ăsta, să cum naiba eu zice. Ivermectină, un fel de Evomec și ăsta. Bremamectin. Am luat și ce am găsit. Tot cam aceeași poveste. Uitați cât de frumoase femeluțele și cât de bine se dezvoltă dacă zuma două. Foarte, foarte, foarte bine. Sper să mă pot baza pe ele în toamnă. Astea sunt femele de ținut la matcă, de dus în expo. Acum vreo 3 zile am făcut cura la toți. Acum la astea cu pui le-am făcut din nou. Astea fac mai multă mizerie. Am pus o mică pauză, am venit maică mea de la spital. Aici are prieteni 4 puișori din Campion, crescuți de doică. Vedeți pentru ce mă zbat eu să am doi aici. Îi crește fenomenal aceste femele de haicol. Mi-s foarte dragi, cu toate că nu mi-au plăcut deloc. Dar când văd acum cât de bine cresc pui, mi-am schimbat total impresia. Ce faceți, mă? Fugiți din ușă. Și la ăsta le-am făcut curat. Deci aș 5 pui din Campion. Patru masculi și o femelă. O femeluță de fier aici, restul numai masculi. Parcă îmi convine. Cel puțin ăsta de pe gri de aici e și închis pe blană și urecheat. Ajută Dumnezeu să ajungă la maturitate. Ăsta e un pic mai deschis, dar nu contează. Foarte frumos. M-aș bucura, vă dați seama, să am un pui din Campion pe gri. Scos din grifier. Să aibă poziția aia frumoasă. Ia uite, ce femeluță drăguță. Bă, ce vă trebuie? Pe ăștia am învățat prieteni să le dau mâncare din lopățica asta. Și vin la mână. Hai la tata. Haide, mamă, hai. Hai la tata. Ia-și, papa. Bravo. Frumos să nu dăm pe jos, da? Așa. Le-am învățat să mănânce la mână. Nu știu cum va fi momentul, nu va trebui să le sacrific, dar asta e. Aștept un safir, mâine prieteni de la București, Cornel Pogăcean, cum că cineva. Cornel este foarte hotărât să tragă tare, să facă uriaș în toamnă. O să aibă un mascul și vreo 4-5 femele bune, să-i ajute Dumnezeu să reușească. Ieșiți afară, mama, hai. Ia uitați ce frumos le place la puișor prin iarbă. Era timpul să le dau drumul, că nu mai rezistau săracii. Uitați cum se scaldă acolo. E un nisip. Gata, fugiți de aici, hai. Cam asta am vrut să vă arăt, dragi prieteni. Am dat drumul la găini prin curte, una alta, puișorii. Haideți să vă arăt un pic și cireșii. Mi-am adus aminte de cireși. Ia uitați ce cireșii frumoase. Acum încep să se coacă. Încep să prindă culoare bine. Și acolo sus a fost lovit un pic de gheață, acum vreo săptămână aproximativ, dar nu le-au afectat pe toate. O să chem copiii de pe stradă să mănânce. Iată și pisicuții. Plin în curtea de animale, dragi prieteni, exact așa cum mi-am dorit. Nu-mi rămâne decât să vă urez, tuturor multă sănătate și Dumnezeu să fie cu noi, Doamne ajută!